România se află pe locul 2 în Europa și pe locul 4 în lume în ceea ce privește decesele provocate de bolile hepatice, conform Organizației Mondiale a Sănătății. De altfel, Organizația Mondială a Sănătății și-a setat un obiectiv extrem de ambițios, acela ca până în 2030 să eradicheze infecția cu virusul hepatitei C. Poate oare România să îndeplinească acest obiectiv? În ce stadiu ne aflăm în condițiile în care avem în derulare un program de screening în ceea ce privește depistarea hepatitelor în România? Despre toate aceste subiecte vom discuta cu doamna dr. Mihaela Udrescu, medic primar medicină de familie și specialist în gastroenterologie, dar și coordonatorul național al grupului Gastro SNMF. Bună ziua și bine v-am găsit! Mă bucur că sunteți astăzi alături de noi. Cum merge programul de screening în România, în condițiile în care știu că a debutat în plină pandemie de COVID? Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație. Referitor la programul pilot de screening Livero, aș putea să vă spun că există în momentul de față două programe pilot, sunt două surori gemene. Unul este pe zona de sud și este coordonat de Institutul Clinic Fundeni. Altul este pe zona de est și este coordonat de UMF Iași. Ca și centre de screening, dacă vorbim de regiunea de sud, sunt două centre de screening în acest proiect pilot, unul la Institutul Clinic Fundeni și al doilea la Craiova, la UMF Craiova. Dacă ne referim la partea de est, sunt alte două centre de screening, unul la Constanța și unul la Iași. Cum merge acest program? Merge destul de bine, chiar bine. Cele două proiecte evoluează în paralel. Cresc frumos în acest moment, s-a ajuns la un sfert din obiectivul propus, deci fiecare regiune are de scrinat 120.000 de persoane. Ca și strategie s-au pornit cu anumite județe, dacă vorbim de Livero Sud s-a pornit cu județele Argeș și cu județul Dolj. Acolo au fost scrinate până acum aproximativ 30.000 de persoane. La fel și pe partea de est, unde s-a pornit cu județul Iași și cu județul Constanța. Bineînțeles că pandemia a avut și ea rolul ei și a avut impact asupra acestui program pilot, însă și s-a remarcat în momentul în care s-a înregistrat o creștere a numărului de cazuri, acest program pilot a mers ceva mai greu, pentru ca ulterior să recupereze. Deci merge într-un ritm normal, aș putea să spun, în acest moment. Sunt românii deschiși să se testeze în condițiile în care știu că e vorba de anumiți beneficiari, respectiv persoane vulnerabile, persoane aflate în anumite zone din rural care în mod normal nu prea au acces la servicii medicale? Într-adevăr, jumătate din persoanele care urmează să fie scrinate vor aparține acestor grupuri așa numite vulnerabile. Mediul rural este considerat un grup vulnerabil, o populație de grup vulnerabil, deoarece accesul la servicii medicale este mai greoi. Iar oamenii au primit bine acest proiect, această inițiativă și până acum au răspuns pozitiv la acest demers. Aș vrea să vă întreb despre rolul medicului de familie. Cum este implicat medicul de familie în acest program sau în aceste programe și câți dintre medicii de familie chiar s-au înrolat? Medicul de familie și în acest proiect pilot are tot rol de primă linie. Este acolo în prima linie. De fapt, participă la mobilizarea pacientului, participă la înrolarea pacientului în sistemul electronic de screening, pentru că pentru prima oară există un registru electronic de evidență a screeningului.
astfel încât datele să fie validate și la îndemână oricând. Și vă spuneam de acești medici de familie că sunt în prima linie și chiar fac testare, comunică rezultatul la testare, folosesc testele rapide de depistare a antigenului HBS, respectiv a anti-HCV-ului, îi comunică persoanei care a fost scrinată acest rezultat și ulterior îl și consiliază. Dacă rezultatul este negativ, îl consiliază pentru o viață sănătoasă, cum ce are de făcut mai departe astfel încât să nu ajungă să achiziționeze aceste virusuri. Dacă este pozitiv, atunci îl consiliază și spune care sunt următorii pași și ce este util pentru sănătatea lui. De ce are de făcut în continuare acea persoană? Aici se poate rupe lanțul în sensul în care pacientul să nu mai dorească sau să nu își permită să meargă mai departe la medicul specialist? Este un punct ceva mai sensibil al acestui proiect de pilot, pentru că, vedeți dumneavoastră, hepatitele nu dor. Când ajung să doară, boala este într-un stadiu avansat, iar persoana respectivă poate ignora. Am antigen HBS pozitiv, ei și, am anti-HCV pozitiv, ei și. Aici este rolul important al medicului de familie în a explica ce înseamnă. Dacă ai și nu ești simptomatic, ai o mare șansă de a te vindeca și de a ține, sau dacă vorbim de hepatita B, de a ține această afecțiune sub control. De asemenea, un alt punct forte al acestor programe, proiect, pilot, sunt aceste organizații non-guvernamentale. Iar dacă ne referim la Livero, este vorba de ARAS, care asigură acompanierea unor astfel de pacienți, unor astfel de persoane depistate pozitiv, fără posibilități materiale, la centru de screening pentru stadializare, pentru confirmarea infecției și stadializare și de la centru de screening înapoi în zona unde a fost testată persoana respectivă. Acesta este un mare plus, un mare beneficiu al unui astfel de proiect pilot. În ceea ce îi privește pe medicii de familie, știu că sunt destul de încărcați cu foarte multe activități pe care le au de făcut. Pandemia a venit și a supra-solicitat și mai mult. Și totuși, câți au fost deschiși să intre în acest program pilot? Din experiența pe care am avut-o, într-adevăr, colegii noștri sunt încărcați și au ajuns la un nivel de supra-saturație. Dar, vedeți dumneavoastră, ei au acceptat această provocare tocmai pentru că ei sunt percepuți ca fiind medicul comunității și au spus, da, vreau să ofer pacienților mei și acest serviciu. Și când m-am dus să vorbesc despre acest proiect, de exemplu la Argeș, atunci era plină pandemie, totul era închis. De-abia se demarau, se puneau temeliile centrelor de vaccinare, medicii erau pentru centrele de vaccinare, erau mobilizați pentru centrele de vaccinare, vaccinarea era prioritatea numărul 1 și eu m-am dus cu un program, cu un proiect de screening, a fost așa. Dar totuși, vedeți ce înseamnă să ai viziune. De la a spune da și până la a se aplica, lucrurile s-au mai așezat. Și în momentul în care programul a fost operațional, am putut porni pe o pantă descendentă a infecției cu SARS-CoV-2. Și acesta a fost un bun start pentru acest program pilot. Iar v-am spus, îi apreciez pe colegii mei care au acceptat această provocare de a face acest efort pentru comunitatea în care își desfășoară activitatea. Sunt într-un fel remunerați medicii de familie? Da, sunt remunerați. O problemă este și la această decontare, pentru că ei au prestat aceste servicii și o parte dintre ei încă și-au primit, deci proiectul a demarat undeva în iulie anul trecut, iar plata s-a făcut parțial pentru că așa sunt condițiile, banii au intrat, tranșele de bani au fost virate cu întârziere. Și, dar ei au înțeles și acest aspect și și-au făcut
meseria nu neapărat în această idee. Bineînțeles că banii sunt bineveniți, a fost o oportunitate și pentru cabinetul medical. Contractul s-a făcut pe cabinet medical, deci banii au venit pe cabinet medical, nu neapărat pentru medicul respectiv. Și cât costă testarea? Testarea se decontează la medicul de familie cu echivalentul a două consultații, a trei consultații în contract cu casa, undeva la 58-59 de RON brut. Teste aveți la dispoziție în momentul de față suficiente pentru câți beneficiari ar putea fi testați? Testele sunt aduse de către echipa de suport de la Aras și la solicitare sunt aduse fără niciun fel de probleme. Cam câte persoane au fost testate până acum și câte au ieșit pozitiv? Au fost testate pe fiecare proiect în jur de 35.000 de persoane. Rata de pozitivitate a fost undeva la 2 și un pic la sută. N-aș putea să vă spun date exacte. Ceea ce este bine, aș putea spune. De ce aș putea spune că este bine? Pentru că cel puțin la hepatită C ne așteptam să întâlnim o prevalență mult mai mare. Înseamnă că o parte din acești oameni au fost depistați și asta e posibil și prin faptul că în pachetul de bază medicul de familie poate recomanda unui pacient cu suspiciune de afectare hepatică marcări de hepatită virală și probabil că o parte dintre acei pacienți au fost depistați, au fost stadializați și chiar tratați. Vreau să vă întreb legat de acel obiectiv pe care l-a propus Organizația Mondială a Sănătății de a eradica infecția cu virusul hepatitei C până în 2030. Cum stă România, care s-a angajat în acest obiectiv, la acest capitol? Credeți că ar putea să îndeplinească obiectivul? Ca să știți că ai eradicat o boală, ar trebui să o scoți pe toată la suprafață. Deci ar trebui până în 2030 toată populația României să fie testată pentru anti-HCV. Puțin probabil acest lucru, dar există aceste programe, proiect de microeliminare. Există posibilitatea de testare în cadrul pachetului de bază pentru pacientul asigurat la medicul de familie. Deci lucrurile ar putea fi îmbunătățite, ar putea să meargă în acea direcție. Dar după cum vedeți, există și piedici din punct de vedere procedural la nivel de acces la medicație. Există această piedică al accesului la un centru unde să poți să-ți faci stadializarea. Sunt mai multe lucruri de luat în calcul. Și care vedeți că ar fi viitorul României, astfel încât să nu mai fie endemică în ceea ce privește hepatitele? Testare. Testare, testarea tuturor oamenilor din România, astfel încât să scoatem la suprafață boala și să o tratăm.